Am să încep cu mărturia personală, pentru că ea e întotdeauna foarte importantă. Citatele pe care Gabriel Liceanu le-a dat exprimă stupoarea pe care am resimțit-o. Eu, nefiind un om al urii, atunci când am fost confruntat personal cu valul de ură, care nu venea de la oameni cu care interacționasem, ci de la oameni pe care nu-i cunoșteam și care mă confecționaseră, unii care aveau antisemitism latent ca evreu, ca jidan împuțit. Ultimile mele contribuții la evenimentul zilei au avut următoarea particularitate. Ele, când apăreau pe internet, păreau să fie semnate, nu de Horia Roman Patapievici, pentru că așa apărea în scrollul layout-ului electronic, ci de prima postare era un comentator care vrea să fie primul, miercuri seară, noaptea, când puneam articolul pe internet, vrea să aibă el primul comentariu. Și ăsta era format din două cuvinte. Mori jidane. Și apărea că eu mă semnesc ca mori jidane. Ceva incredibil, incredibil. Deci acest contact cu ura nemijlocită și absurdă, fără legătură cu faptele, toate astea m-au afectat profund. Iar citatul pe care l-a dat Gabriel cu pângărirea mormântului tatălui meu, aici este nepoata mea care filmează, totuși, asta întrece orice limită, e ceva totuși de necrezut. Vă vorbesc ca unor oameni cu care mă pot înțelege. Admit că cineva ar putea sări din mijlocul dumneavoastră să-mi spune: tu vorbești, băi, băsistule, porcule, nu știu ce ai făcut? Și să urmeze. Ce-am făcut la ICR? Ce-am făcut cu Mihai Eminescu? Ce-am făcut cu toate? La rigoare, toate sunt minciuni pure. Esența urii este, în fond, nu un adevăr revendicat mai tare, ci este o minciună impusă cu nerușinare. Mențin asta împotriva oricui. Ura nu are niciodată o justificare când este vorba de acest tip de agregare emoțională, socială. Există o ură care se poate naște din concretul vieții. De exemplu, copilul tău de 10 ani a fost violat. Atunci există un domeniu al urii pe care îl pot înțelege. Violul, crima, toate astea pot naște ura. Dar nu despre acest lucru este vorba. Mărturia mea personală cu această carte ține și de faptul că statura mea, integritatea mea morală a fost profund afectată în acești ani prin faptul că, și acum citez pe un conducător de revistă, a spus, citez din memorie, Patapievici este mai rău decât Adrian Păunescu. Pentru că, spre deosebire de Păunescu, care îl mai critica pe conducător, el mănâncă rahat săptămână de săptămână, îi aduce ode lui Traian Băsescu în evenimentul zilei. Adunând aceste articole, invit pe orice cititor de bună ori de rea credință, mă adresez și celor care sunt de rea credință, să judece dacă sunt mai rău decât Adrian Păunescu și dacă ceea ce am produs în aceste luni și acești ani în care am fost un comentator politic, un analist politic pentru evenimentul zilei, poate fi caracterizat în deplină onestitate ca fiind ode aduse lui Traian Băsescu săptămână de săptămână. Dimpotrivă, și acum trec la al doilea filon al cărții, dimpotrivă, cred că ceea ce rămâne din aceste articole este pur și simplu luciditatea. Luciditatea înseamnă nu neapărat clarviziune, nu asta, înseamnă menținerea în raționalitate, în condițiile în care ești confruntat cu iraționalitatea. Sforțarea mea cea mai importantă, cea mai masivă, cea mai emoțional, cea mai puternică, a fost încercarea de a rămâne rațional în privința a ceea ce era o traumă și o dramă pentru toată comunitatea noastră. Pentru că problema în momentul în care ura devine un element de agregare politică a corpului politic și o formă de expresie socială
a relațiilor cu semenul tău, în acest moment, ura nu mai este o problemă care să răspundă la întrebarea cine are dreptate. Pentru că, indiferent cine are dreptate, toți pierd în mod masiv. Și ceea ce s-a pierdut este enorm. Nu este vorba numai de șansele pe care orice societate normală le are atunci când trăiește potrivit normalității, care înseamnă libertate, egalitate, proprietate privată, libertatea schimburilor, opinie publică, spațiu public și așa mai departe. Și pe asta se construiesc instituții, care sunt ale democrației. Ceea ce se pierde, deci, nu sunt numai ocaziile oferite de funcționarea normală a societății. Se pierde în planul construcției identității personale și colective a acelei societăți. Noi am pierdut prin ură enorm, mult mai mult decât oricine ar fi putut câștiga punctual. Ați dovedi adversarul în aceste condiții este un mod de a pierde tu însuți, indiferent ce obiectiv local ți-ai fi putut atinge. Țin foarte mult la aspectul pe care Gabriel Liceanu l-a pus în evidență aici foarte bine. Acela că Traian Băsescu a fost o țintă conjuncturală. Problema atunci când ne raportăm la epoca pe care am numit-o anii urii, nu este să ne concentrăm asupra lui Traian Băsescu, ci asupra structurilor. Motivele pentru care Traian Băsescu a condamnat comunismul, de pildă, s-a spus împotriva lui, doamne, nu dădea doi bani pe asta. Era în fond un golan care, în mod conjunctural, a făcut cutare și cutare. Cum ne raportăm la asta? Ne raportăm în felul următor. În spațiu public, ceea ce contează sunt faptele pe care un actor politic le produce. Motivația lui poate fi judecată de biografi sau de istorici. Și putem să gândim ce avea în cap George W. Bush în momentul în care a declanșat războiul împotriva terorii, declanșând invazia în Irak. Dar chestiunea, cum a spus Margaret Thatcher foarte bine, îl credeți pe Gorbaciov? A fost întrebată atunci când a început incredibila detentă care finalmente a dus la prăbușirea comunismului. Ea a spus, nu știu dacă este sincer și nu știu care sunt motivațiile lui, dar ce știu este că secretarul general Mihail Sergeevici Gorbaciov a spus acest lucru, iar asta îl angajează. Prin urmare, a crezut sau nu Traian Băsescu în condamnarea comunismului? Altfel spus, era sau nu anticomunist? Faptul orbitor, îmi vine să spun, este că România este singurul stat postcomunist în care comunismul a fost condamnat ca regim ilegitim și criminal. Indiferent de consecințele acestor fapte, pe răbojul onoarei națiunilor în secolul 21, în prima parte, stă faptul că România a condamnat aberația comunistă cu termeni care sunt, din punctul de vedere al lucidității, perfecți. Ca regim ilegitim, deși a avut Constituție, deși a avut alegeri, deși a avut acte cu adunarea națională și cu nu știu ce, a avut guvern și așa mai departe. Și criminal. Acest lucru ține de istoria onoarei națiunii noastre. Restul, dacă a crezut cu adevărat în condamnarea comunismului, orice motivație a avut, răspunsul este, a făcut-o. Al doilea lucru pe care vreau să-l ridic în fața dumneavoastră este chestiunea justiției. La fel s-a spus, a folosit justiția în mod părtinitor, și anume pentru a-i urmări în justiție pe unii, adversarii lui politici, și pentru a-și proteja pe ceilalți, prietenii lui politici și economici. Răspunsul analizei pe care am făcut-o este următorul. Există o profundă inovație politică în modul în care Traian Băsescu, un om care vine din sistem, modul în care Traian Băsescu, deci un om care vine din sistem,
a înțeles să se lupte cu foștii săi prieteni din sistem. Și anume a făcut-o garantând justiției independența. Modul tradițional de a te lupta cu adversarii tăi politici l-a arătat Ion Iliescu. Ion Iliescu, atunci când a vrut să corecteze retrocedările către proprietarii de drept ai proprietăților confiscate de regimul comunist, a ținut faimosul discurs de la Satu Mare, în care le-a spus judecătorilor ce decizie să ia în privința cererilor de retrocedare. Și răspunsul era, nu se dă nimic. Și un timp nu s-a dat nimic. Asta este modalitatea gangsterească, modalitatea violentă, modalitatea brutală. Imaginați-vă că Ion Iliescu ar fi avut imaginație politică și atunci ar fi luat o instituție respectabilă a statului și ar fi încercat să promoveze agenda lui, care era nu se face restitutio in integrum, prin intermediul garantării independenței acelei instituții. Ăsta era un mod de a angaja lupta politică care, chiar în condiții de motivație impură, conduce la fapte care sunt în beneficiu colectiv. E o deosebire enormă între a pune mâna pe ciocan și a-i sparge capul lui adversarului tău politic și a spune, deși aș vrea să-ți sparg capul, totuși cred că trebuie să ți se garanteze o judecată dreaptă. Și atunci încerci să lucrezi împotriva adversarului tău prin intermediul unei instituții, iar asta angajează întotdeauna binele comun. Garantând justiției independența, Traian Băsescu, care este un om inteligent, nu putea să nu prevadă situația în care confirmarea de la lună la lună, de la an la an, a celor care lucrează în justiție, magistrați și procurori, că independența le este garantată de un factor politic care este jucător, nu se putea ca asta să nu conducă la o emancipare a justiției de planurile inițiale ale lui Traian Băsescu, dacă ele vor fi existat. Admițând însă că ele au existat, faptul că el a jucat această carte a întăririi unei instituții care reflectă binele comun, a avut asupra noastră efecte benefice complet separate de eventualele lui intenții malefice. Ăsta este argumentul de analiză politică pe care l-am avansat. Prin urmare, dacă ne raportăm în continuare la Traian Băsescu ca persoana Traian Băsescu, pierdem în continuare pentru că suntem angajați în acea logică a războiului român-român, care a avut un enorm succes. După părerea mea, reluarea agendei Uniunii Social-Liberale, care în 2012, după demiterea în Parlament a guvernului Ungureanu, a condus la seria de atacuri la instituțiile statului, care au culminat cu a doua suspendare a lui Traian Băsescu și cu ocuparea instituțiilor și ajungându-se până la momentul în care, apocrif sau nu, dar dacă nu e adevărat, oricum e bine găsit, afirmația lui Dan Voiculescu, atribuită lui, dar el negând că a spus-o, până nu avem justiția, nu am câștigat toată puterea. Asta dovedea că întărirea justiției a fost un element care nu putea fi până la capăt folosit în beneficiul forțelor politice și că miezul acțiunii USL-ului era în fond anularea acelei construcții instituționale care era independența justiției și asta în mod clar i s-a datorat nu PNA-ului, Parchetul Național Anticorupție, înființat de, la cererea Uniunii Europene de altfel, Comisiei, de către premierul de atunci, Adrian Năstase, ci de DNA, Direcția Națională Anticorupție, care este o consecință a reformei în justiție pe care a făcut-o Traian Băsescu. Argumentul, de fapt, care explică agresivitatea uluitoare a lui Liviu Dragnea
în momentul în care au câștigat alegerile în 2016, când alianța PSD-ALDE nu făcea decât să readucă în actualitate agenda Uniunii Social-Liberale, care se dizolvase până la urmă, arată că pentru a citi corect evenimentele, nu persoanele sunt importante, ci aceste structuri, aceste alianțe din culise, care din păcate continuă să ne ducă... Am să-i pun o întrebare lui Horia Patapievici, pentru că eu cred că a rezolvat această problemă în carte. Traian Băsescu și-a terminat mandatul spunând: între fratele meu și justiția, aleg justiția. În urmă cu 2 săptămâni, dacă ce știu nu e greșit, a spus: aș vrea să o văd în lanțuri pe Laura Codruța Kövesi. Asta arată că între Traian Băsescu, om de stat, și Traian Băsescu, politician, există o deosebire pe care trebuie să o constatăm fenomenologic, adică empiric. Cât timp a fost om de stat, el a spus: între Mircea Băsescu, fratele meu, și justiție, aleg justiția, deși sunt cu totul alături de fratele meu. Totuși, e ca în cazul lui Gorbaciov și Margaret Thatcher. A spus acest lucru, iar faptele lui, chiar dacă în culise el a tras forile, efectele nu s-au văzut, dacă le-a tras forile. După ce n-a mai fost președinte, adică om de stat, politicianul Traian Băsescu pare a se fi reintegrat mediului din care a provenit. Și auzim enormitatea pe care a citat-o Gabriel, că ar vrea să o vadă pe Codruța Kövesi în lanțuri. Am să închei intervenția mea spunând așa: cartea aceasta, intitulată foarte pregnant Anii Urii, nu are un conținut de ură. Nu este un manifest în favoarea Urii, ci este un manifest împotriva Urii și un manifest în favoarea bunătății. Cartea mea pledează pentru un lucru, toți cinicii strâmbă din nas și spun: așa ceva nu există. Dar așa ceva există, e vorba de bunătate, de faptul că oamenii fac binele și trecem pe lângă el pentru că avem un soi de prostie care ne face să părem mai inteligenți în ochii noștri dacă suntem cinici și facem mișto și batjocorim, decât pur și simplu să ne scoatem pălăria ori să vedem faptele de bunătate nenumărate pe care semenii noștri le fac. Această carte este un manifest împotriva Urii și în favoarea bunătății. Este mărturia pe care eu, personal, implicat foarte personal în acea epocă, atât ca actor cât și ca victimă, îmi vine să spun, vreau să o aduc din perspectiva istoriei. Este mărturia mea. Din acest motiv am reprodus aceste articole, ca ele să stea, ele să fie vocea care nu mi-a fost auzită atunci. Pentru că, și cu asta închei, îl citesc pe Dan Perjovski cu acea rubrică foarte bună vis-a-vis pe care o are în 22, el a spus, de fapt, citesc din memorie, de fapt, Patapievici este un intelectual cenzurat. Nu ce spune el este auzit, ci ce spun cei care îl detestă. Ca atare, orice ar spune, tot cei care îl detestă au dreptate. Am încercat să aduc această voce în fața dumneavoastră acum.